Logică, Adina a ajuns acasă la Corina Stratulat. Povestesc exact ca fetele despre semnificația acestei zile. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, dragilor! Am venit la Corina să-i spun Crăciun fericit, dar și să o întreb care este semnificația acestei zile 25 decembrie, pentru că știu că sunt și născuți în această zi, dar mai ales pentru că îl avem pe Domnul născut în această zi, alături de mine Corina și Remus, dar și Iasmin, care este foarte cu minte în această dimineață, o să aflăm dacă a venit moșul la ea. Neața, dragilor! Bună, îți mulțumesc foarte mult pentru vizită. E o zi specială. Toată lumea așteaptă Crăciunul. E cumva acea zi pe care o trăim cu multă emoție, ne conectăm mai mult la ceilalți și sper să o repetăm în fiecare zi, da? Această stare de bine, de relaxare și de conectare, să o ducem în fiecare zi, mai ales în 2021, unde o să avem așa de multe schimbări. Poate că oamenii nu știu foarte multe despre 2021, dar o să fie așa de multe schimbări, așa că să păstrăm această emoție. 25 decembrie are o vibrație generală 1. E un nou început. Până la urmă e o naștere, da? Știm despre naștere și această stare de a da voie să inițiem poate un alt stil de viață, cu mai multă bucurie, să fim mai conectați, mai aproape, chiar dacă suntem departe și ne e dor de cei dragi, pentru că toată această stare bună ne însănătoșește, da? Și uităm de frici, de dureri, ne simțim cu adevărat bine. Ce le spunem celor născuți într-o astfel de zi de 25 decembrie? Persoanele care chiar sunt născute într-o astfel de zi sunt foarte atente către zona spirituală, sunt foarte analitice, caută să înțeleagă sensul lucrurilor, nu rămân într-o zonă superficială și e important să își dea voie să se bucure mai mult de viață, să nu vrea să își dorească să facă totul perfect. 7 este despre perfecțiune și despre conexiunea cu divinitatea și uneori uită să trăiască, să se bucure de fiecare moment așa cum e. Cum e ziua de Crăciun? O trăim frumos, așa cum putem, în orice condiții, alături de cei care sunt lângă noi, chiar dacă nu sunt toți. Până o să te întreb de 2021 și ce ne va aduce din punct de vedere numerologic, vreau să-l întreb și pe Remus ce înseamnă ziua de 25 decembrie pentru tine, nu din punct de vedere numerologic. Da, 25 este o sărbătoare frumoasă, noi ne simțim foarte bine, cel puțin eu alături de familia mea și ne bucurăm de aceste zile. Ne bucurăm de emoțiile care le aduce sărbătoarea aceasta frumoasă și încercăm să ne reunim familia și să fim în sânul familiei cu multă dragoste. Știu că moșul a adus-o pe Iasmin în urmă cu ceva ani, e să vedem anul acesta oare ce cadou aduce. Da, așa este, moșul acum 2 ani a adus-o pe Iasmin, chiar în ziua de Crăciun a venit. Anul ăsta, vedem acum ce să vină moșul, probabil că tot ceva frumos. Sărbători liniștite alături de familie sau aveți pregătite și alte întâlniri? Momentan o să fie ceva restrâns în familie, alături de părinți și de părinții amândurora și restul vom vedea ce se mai leagă. Corina, te rog să ne spui ce aduce 2021, pentru că am văzut ce a însemnat 2020 și unii nu vor să-și mai aducă aminte nici măcar de acest an. Da, foarte mult spun să se termine odată 2020, dar nu se termină ceva ce încă nu s-a terminat, da? E important să luăm ce a fost bun din 2020, faptul că ne-am întors un pic la interiorul nostru, am simțit cu adevărat, doiul este despre a simți intens, ne-au apărut și multe frici, dar le dăm deoparte, însă în 2021 vă spuneam că o să apară multe schimbări și important e să alegem noi schimbarea pe care o vrem în viața noastră, să nu ne lăsăm așa la viața, la întâmplare, să fim mai atenți la ce ne dorim, ce își dorește sufletelul nostru. Cred că Crăciunul este despre sufletul fiecăruia dintre noi, e un nou început și spiritualitatea sau sărbătoarea de fapt este despre conexiune. Știu că poate părea greu, când vremurile așa ne provoacă, poate părea greu, dar haideți să ne întoarcem la sufletelul nostru și cu siguranță 2021 va aduce schimbări și benefice. Mai avem timp să ne facem și dorințe pentru 2021, până atunci ne bucurăm de acest Crăciun liniștit, așa că vă urăm și vouă, dragilor, Crăciun liniștit și fericit alături de cei dragi. Mulțumim tare mult, Adina!